acte, dosare, legi și documente anexe. Mamele sunt prea ocupate să schimbe scutece ca să mai învețe și legea, ceea ce le face să fie vulnerabile. Dacă nu vreți să deveniți experte în legislația muncii în timp ce încălziți biberoane, vă invităm la o consultație la Totul despre mame. Ca în fiecare joi, avocatul Răzvan Vasiliu va răspunde în studio la întrebările unei mămici pe teme legate de legislația muncii. Bună ziua! Bună ziua! Întrebarea dumneavoastră. M-ar interesa să știu dacă tăticii sunt obligați să stea o lună de zile acasă. Este mult spus că sunt obligați să stea acasă în acest concediu. Concediul de creștere și îngrijire a copilului este un drept al oricăruia dintre părinți, în general, nu vorbim de cazurile speciale. Legea a dat și posibilitatea tatălui de a sta, de a beneficia de acest concediu, în condițiile în care principalul beneficiar este mama, tatăl are dreptul de a sta în acest concediu timp de o lună. Totuși, nu este obligatorie această perioadă de o lună. În condițiile în care tăticul nu dorește să beneficieze de acest concediu, nu este niciun fel de problemă. Singura parte mai puțin plăcută, această perioadă de o lună nu poate fi transmisă către celălalt părinte. În sensul că dacă tăticul nu dorește să beneficieze de acest concediu pe o perioadă de minimum o lună, această perioadă se deduce din durata totală a concediului de creștere și îngrijire a copilului. Respectiv, dacă ați ales un concediu de creștere și îngrijire a copilului până la vârsta de un an, în momentul în care copilul împlinește 11 luni de viață, practic, concediul dumneavoastră încetează. La fel, în cazul concediului de creștere și îngrijire a copilului în vârstă de până la 2 ani, în momentul în care copilul face 1 an și 11 luni, concediul dumneavoastră încetează. Vă mulțumesc mult de tot! Cu plăcere! La revedere! La revedere!